Ia, hai. Să dea domnul. Acum o durge nu. Sanatoriul de la Dobrița este singurul spital de profil din țară care are propria salină pentru tratarea bolnavilor care suferă de afecțiuni pulmonare. Începând de astăzi, pacienții se pot bucura de beneficiile acesteia. Aici, sincer, am venit cu inima deschisă. În primul rând că suntem într-o zonă dată de Dumnezeu curată, cu aer curat și ne poate vindeca la mod natural afecțiunile căilor respiratorii, dar evident că fiind un spital pentru boli respiratorii și în ultimul rând un spital pentru boli de plămâni, apreciez inițiativa managerilor de aici, a echipei, a cadrelor medicale de la Spitalul Tudor Vladimirescu și am răspuns la prima strigarea lor, afirmativ, să realizăm această investiție. De beneficiile salinei se pot bucura și persoanele din județele limitrofe. Beneficiarii salinei artificiale de suprafață a Spitalului Tudor Vladimirescu sunt, pe de o parte, pacienții internați în unitatea noastră și, pe de cealaltă parte, pacienți care pot veni cu bilet de trimitere de la medicul de familie, medicul specialist și chiar în urma hotărârii de Consiliul Județean pe care o vor aproba consilierii județeni luna aceasta, se va percepe și o taxă pentru cei care nu sunt asigurați. Mini-compartimentul pentru micuți este dotat și cu jocuri. Și pentru copii, avem în dotare și jocuri pentru copii, sunt supravegheați de părinți. Salina este cea mai mare din sud-vestul României, iar de serviciile acesteia pot beneficia atât pacienții, cât și persoanele din exterior, doar pe bază de trimitere de la medicul de familie sau un medic specialist.